Bună dimineața! Astăzi m-am gândit să fac un desert. Un desert pe care îl puteți lua cu dumneavoastră oriunde aveți nevoie. Deci, dacă mergeți la pădure, la picnic, în parc, puteți să luați într-o poșetuță și niște brioșe. Pentru această rețetă avem nevoie de 200 de grame de făină, un plic de praf de copt, fructe de pădure, eu am aici câteva afine congelate, 100 de ml de lapte, am folosit lapte de vacă, 50 de ml de ulei vegetal și 2 ouă. Începem prin a sparge ouăle în bolul în care am pus făina, praful de copt și praful de sare. Adăugăm laptele și uleiul. Cu ajutorul unui mixer, incorporăm toate ingredientele. Mixăm aproximativ un minut, la o viteză medie. Compoziția arată foarte bine, iar acum vom adăuga fructele și cu ajutorul unei spatule vom amesteca compoziția. Folosim mișcări circulare și de jos în sus pentru a incorpora fructele în compoziție. Acum vom așeza compoziția de brioșe în forme de brioșe de silicon sau în forme din acestea ceramice. Acum brioșele vor intra la cuptor la 180 de grade, 20 de minute. Brioșele sunt gata, haideți să le scoatem din cuptor. Au crescut foarte frumos. Le scot din forma de silicon. Nu pot să vă urez decât un weekend minunat alături de cei dragi împărțind brioșele.